Dar situațiile de genul ăsta este foarte ciudat că au doar un trend crescător. Da? Fie că este, vezi că benzina nu și-a mai revenit la prețul de dinainte de conflict. Ori ce s-a întâmplat cu liberalizarea prețului la energie și combustibil face ca prețurile să rămână ridicate pe diverse zone. Deci noi, să zicem, am contribuit la inflație, dar a venit, am primit și niște șuturi în fund. ...40% dintre voi, cei care ne urmăriți în mod frecvent pe canalul nostru, sunteți abonați și asta mă flatează și vă mulțumesc foarte, foarte mult. Și cu ajutorul vostru noi devenim mai buni pentru că știți cum e, succesul este și o responsabilitate. Fac pe această cale apel și către ceilalți 60% care încă n-ați apucat să dați subscribe, să vă abonați, să o faceți pentru că ne ajutați odată în plus să devenim și mai buni. Și devenim mai buni, putem să atragem invitați de seamă, cum este și Cristi Găvan. Cristi, bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Cu tot drag! Cristi Găvan este CEO-ul Mam Bricolaj, una dintre cele mai cunoscute companii, sau să zicem rețea de magazine, specializate în vânzarea de materiale de construcții, unelte, accesorii pentru bricolaj, mobilier și diverse alte amenajări. Este modelul do-it-yourself, DIY, dacă am zis bine. Și ce este și mai interesant este că Mam Bricolaj este listată și la Bursa de Valori București și o să aflăm astăzi povestea din spate, cum a ajuns acolo și unde legătura cu imobiliare, pentru că podcastul nostru este despre imobiliare. Este fix în faptul că industria din care face parte compania lui Cristi este conexă imobiliară. Este vorba de industria de construcții, mobilier și, în general, zona de do-it-yourself, care are cumva legături și să vedeți cum se influențează între ele. Dar, Cristi, pentru că noi suntem foarte pragmatici, o să te întreb direct cum ai început acest business, care a fost nevoia sau care a fost energia care te-a adus aici și spune foarte, foarte scurt cum ai ajuns în final să fii și listat la bursă. Cred că e o poveste interesantă pentru toți oamenii care ne urmăresc. Păi, lucrurile stau relativ simplu, pe repede înainte. Din cariera mea a început în 1994 cu prima firmă care făcea reparații de mobilier. În 1999 am început să producem mobilier. Prima dată la comandă, apoi și de serie pentru magazine și am avut undeva, am mers așa până la 2008 cu jumătate din producție mobilier de serie, care se făcea foarte repede, având utilaje foarte bune, și jumătate mobilier la comandă, de unde încasam la livrare. Sunt niște diferențe sensibile și benefice. Când faci ceva la comandă, încasezi foarte repede. Când faci mobilier de serie, încasezi de regulă la 30 de zile, la 45 de zile. Ceea ce înseamnă să ai multă marfă aruncată în piață și câteodată, cum a fost în 2009, să te aștepți și la neîncasate sau la probleme cu clienții care devin răuplatnici când vine un moment sensibil numit criza economică. Trecând prin acest moment sensibil din 2009, criza economică, am început să mă gândesc foarte mult la dispersia riscului și am găsit acest model de business la un târg, expoziție de profil specializată pe materiale și accesorii de mobilier în Italia. Sunt în toată Europa. Nu sunt chiar în toată Europa. În Europa sunt 3 expoziții importante. Cea mai importantă este la Frankfurt, a doua este în Italia la Pordenone și a treia este la Istanbul. Toate sunt toamna, specializate în materiale și accesorii pentru mobilier și utilaje pentru industria de mobilier. Iar la Pordenone am găsit acest model cash and carry pentru industria de mobilier. Și am deschis în 2011, Mam Bricolaj, axat strict pe materiale și accesorii de mobilier. Și 2-3 ani am mers doar adresându-mă mobiliștilor și firmelor și ne-am dat seama că piața este prea mică pentru visul meu de a avea o dispersie mare. Și atunci am început să adăugăm categorii conexe, reprezentând în chiuvete și baterii pentru integrat în mobilier, electrocasnice pentru integrat în mobilier, apoi au venit natural și niște vopseluri pentru interioare, vopseluri decorative, au venit home and deco, tablouri, mici obiecte de decorațiuni, cum face, bineînțeles, și Ikea, cum face și Mobexpertul, cum face și Giscu. Nu ne ferim să spunem nume care sunt de inspirație pentru noi. Și un Dedeman și un Brico Depôt merg foarte mult pe zona de home and deco. Apoi a apărut și categoria de produse de curățenie, au apărut și foarte multe profile de aluminiu pentru zona de construcții și am hotărât să ne extindem cât mai mult pe zona de materiale și decorațiuni de amenajat interioarele. Nu mergem în zona de materiale foarte grele, materiale de construcții sau prăfoase, cum le spunem, în industrie, pentru că e o cheltuială foarte mare logistică. Ca să descarci un tir de cărămidă care costă grosomodo 1000 de euro, îți trebuie un stivuitor, îți trebuie un om pe stivuitor, îți trebuie o calificare, îți trebuie revizie la stivuitor, îți trebuie spațiu de depozitare și nu la o casă intră undeva în jur de 3 camioane de cărămidă. 3 camioane de cărămidă, 3.000 de lei. 3.000 de euro, pardon. Era cam rău, 3.000 de lei. Nu, 3.000 de euro, 3 camioane de cărămidă. Pe când o bucătărie bine utilată costă tot 3.000 de euro. Sau poate să coste și mai mult. Depinde de toate materialele care intră în constituția acestei bucătării. Deci marja pe care o primești raportat la spațiu logistic din total business este mult mai bună. Mult mai bună. Deci, practic, voi sunteți pe o nișă, să spunem, mai aproape de client și nu pe zona de hard construction materials, cu materiale de construcții grele. Nu mai aproape de client, pentru că la noi vin designerii de mână cu clientul final sau vin arhitecții care se ocupă de interioare. Sunt, după cum știi că de-aia lucrezi în imobiliare, partea de amenajare, finisaje, utilare, interioare costă de multe ori mai mult decât construcția la roșu în sine. Da. Sunt foarte multe lucruri de detaliu, sunt și mai scumpe. O vopsea decorativă pe un perete poate să coste de la câteva sute de lei la câteva mii de euro. Depinde de mâna meseriașului, depinde de cum vrea arhitectul să arate la final acel perete. Și gândește-te că să construiești un metru pătrat de construcție la roșu, manoperă plus materiale, e grosomodo undeva în 300 de euro. Da. Și fast forward către BVB, care a fost principiul din spatele deciziei de a te lista. Puneți că a fost nevoie de bani, dar care a fost, de fapt, mecanismul care te-a convins că este nevoie să mergi mai departe cu scalarea companiei, să te finanțezi prin Bursa de Valori București și nu poate prin alte metode? A fost un vis al tău? Este un vis al meu pentru că am văzut tot călătorind, în Turcia există o rețea de magazine cu profil asemănător, care au pornit tot de la distribuție de materiale și accesorii pentru mobilier, care au ajuns la 40 plus magazine în toate orașele, să zicem, capitale de județ din Turcia. Plus în Istanbul, care înseamnă 20 de milioane de locuitori, vreo 6 magazine. Ca să ajungi la o rețea, în timpul vieții mele, să zicem, e nevoie de capital, e nevoie să te cunoască lumea, să ai vizibilitate. Și mi s-a părut cel mai accesibil pas să intrăm pe piața de capital, care a venit cu un boost de vizibilitate. Am vândut 25% din acțiuni către un grup de investitori, că a fost subscripție privată, și apoi ne-am listat pe bursă cu declarația clară de a ne extinde și de a folosi acești bani pentru deschiderea de noi magazine. N-am reușit încă să facem extinderea, planul este pe hârtie, pentru că a venit situația pandemică, a venit apoi situația cu războiul, în care toată lumea, unii și-au făcut repede pașapoarte și au stat câte o lună, 2-3 prin Spania. Sau în Dubai. Depinde de alegerea fiecăruia. Noi n-am plecat de aici, dar am pus pe hold investițiile ca să vedem cum urmează. Ținând cont că un magazin nou deschis ajunge la break-even undeva cam într-o medie de 1 an jumate, 2, nu puteam să punem în pericol rețeaua existentă doar ca să deschidem magazine noi. Deci am avut parte și avem parte de multă vizibilitate, de invitații la podcasturi ca al tău sau de invitații de a vorbi pe scena la conferințele Forbes sau Business Days. Toate lucrurile astea fac parte din dezvoltarea noastră ca și imagine și dezvoltarea noastră ca și companie. Și pentru aceia care ne urmăresc și care conduc companii, fiind o poziție de, fondator, antreprenor și așa mai departe, sau o poziție de management. Știi că e tot timpul mitul ăla, băi, nu mă duc la bursă, că o să fie complicat, proceduri noi, trebuie să mă corporatizez cumva, să fac corporate governance, complicat. Lasă că stau, găsesc capital la investitori privați, dacă am nevoie să mă finanțez de la bănci. Tu ai ales să mergi exact pe varianta aparent complicată sau complexă, neapărat complicată, sau invers, complicată, nu complexă. Cum a fost pentru tine și dacă ai fi pus într-o situație similară, ai face-o din nou la fel? Greu. A fost greu și este greu pentru orice listare pe bursă, pentru că noi am lucrat cu Tradeville și le mulțumesc că au fost suficient de transparenți și mi-au spus de la început că este greu, că este nevoie ca toate procesele din spate, care nu se văd, să fie foarte transparente, pentru că investitorii vin în vizită, incognito, trag cu ochiul, ascultă ce vorbesc cu oamenii. Sunt o parte dintre investitori, sunt și clienți și orice se află. Partea bună este că eu sunt un fan al unei firme curate. Să existe curățenie în firmă, să nu existe pierderi, să nu existe evaziune, să nu existe oameni care nu-și fac treaba, și listarea la bursă te presează să ai procese bine puse la punct. Ăsta este cel mai mare plus ever și din cauza asta aș face încă o dată, pentru că ești forțat să devii mai bun. Apare o firmă de audit care se uită și în coșul de gunoi, care face inventare peste inventare, apare necesarul unei audit de calitate al proceselor, ISO 9001, și atunci vedem de unde vin reclamațiile, cine gestionează reclamațiile, dacă vin reclamațiile dintr-o anumită zonă, trebuie să te uiți pe acel lanț să vezi ce face să se întâmple o reclamație. Cum poți? Dacă nu le înregistrezi, ele nu există. Și foarte mulți oameni nu aduc la cunoștința șefului că colo-colo există potențial de reclamație. Iar cei mai buni clienți sunt clienții care vin și ne spun pentru că putem remedia. Nu există. Gândește-te că anul trecut noi am ajuns la 333.000 de tranzacții. Nu știu dacă e un număr bun, e mare. Am crescut cu... Cred că am crescut cu vreo 6% la număr de tranzacții. Într-un an. 333.000 de tranzacții înseamnă undeva împărțit la 12, vreo 29.000-28.000 de tranzacții pe lună. Asta înseamnă aproape 1.000 de tranzacții pe zi lucrătoare. A fost 953. Le știu că asta, jobul meu este acum să mă uit la statistici și la procese și să vedem cum creștem de la zi la zi numărul de tranzacții. Pentru că am avut anul trecut o conversie de 56% vizitatori versus bonuri la casă. Da? 50% versus bonuri la casă. Adică, practic, mai mult de jumate dintre cei care au intrat înăuntru și cumpărat. Au cumpărat. Avem camere care numără umbrele. Clienții care intră în magazin și scad fac diferența între cei care intră și cei care ies. Și atunci, noi targetul nostru este să creștem anul ăsta cu 10% conversia. Pentru că în magazinele noastre nu e ca la mall să vină lumea să se plimbe. Știm foarte clar, facem în fiecare an, în fiecare primăvară, un studiu de caz cu clienții care intră în magazine. Oamenii vin clar cu o nevoie. Că i s-a stricat o baterie, că n-are o balama care funcționează, că o ușă glisantă ar vrea să-și pună la o baie sau la bucătărie, că masa nu s-a stricat, că vrea niște scaune noi, că niște siguranțe sau niște becuri care să mișcă cu telecomandă, schimbă culoarea. Sunt tot felul de nevoi în spate și avem, ăsta e planul nostru, să mărim conversia. Doar cu mărirea conversiei cu 10% noi ne putem atinge targetul pentru acest an. Excelent. Vorbesc prea mult? Nu, îmi place că vorbești foarte în cifre, știi că noi avem o relație de ceva timp deja și mereu mi-a plăcut abordarea asta ta holistică. Atât ai potențial la plecare pe cifre, cât și ai potențial abordare de departe, ușor chiar spirituală, cum ne mai devreme. Aș vrea să mergem un pic și către subiectul care este pe buzele celor care ne urmăresc. Da, suntem la un podcast de imobiliare și pot să spun că piața de mobilier și de bricolaj, în general, este în corelație permanentă cu piața imobiliară. Poate fi și cauzalitate, dar este în primul rând o corelație. Adică poți să dai seama dacă una merge, merge și cealaltă. Da? Și invers. Decizia voastră de a vă extinde, în momentul în care inclusiv v-ați listat la bursă, banii încă sunt acolo, deci poate puteți să pregătiți scalarea și mai departe, vine ca urmare a unor așteptări pozitive în ceea ce privește piața imobiliară? Adică ați studiat și piața imobiliară sau ați văzut pur și simplu un trend de până atunci în business, ați văzut o piață și n-ați colat-o cu alte piețe conexe? Vine ca urmare a studiului de piață care ne arată că oamenii sunt dornici de a avea, și s-a văzut foarte clar în pandemie, de a avea o casă confortabilă. Da? Și casa confortabilă o traduci printr-un mobilier de calitate, o traduci desigur și prin niște gadgeturi, cum spuneam, becuri care schimbă culoarea sau intensitatea, niște gadgeturi care să-ți facă viața mai ușoară și mai confortabilă, că ți anunță temperatura sau că îți monitorizează temperatura în casă, puritatea aerului, cu niște decorațiuni plăcute pe care să le schimbi fără un efort financiar considerabil, pentru că sunt o mulțime de chestii drăguț făcute, chiar dacă sunt făcute în Asia sau sunt făcute în Polonia sau sunt făcute în România, sunt niște perne pur și simplu pe care dacă ți-a zgâriat o pisică, ți-a zmotocit o pisică, nu te superi și nici nu te întristează. Gândește-te la decorațiunile de marile sărbători creștine, Paștele și Crăciunul, în care oamenii cumpără 2-3 ornamente pe care le pun pe colo, pe colo și le aruncă după o lună de zile fără un mare regret. Toate aceste obiecte care ne înfrumusețează casa, unele pe care le ține și câțiva ani, cum sunt acele gadgeturi, sau avem acum niște panouri care vin din Iran, o să ți le arăt și ție, poate le folosești pe la niște proiecte. Sunt panouri de 3 mm dintr-un praf de marmură și un polimer care le asigură flexibilitatea să nu crape în timpul transportului, al manipulării și al montajului, și care imită extraordinar de bine marmură, granit și alte minerale, dar care, ca și manoperă, se instalează foarte, foarte ușor. Deci are 2800 pe 1220 și se lipesc cu un silicon neutral. Știi ce e ăla, bineînțeles. Da. Deci, practic, tu rezolvi marea problemă a marmurei în proiecte imobiliare, și anume aceea că la transport mai pică cât o placă. Da. N-avem ce să-i facem. Și bănesc că și costul e mult mai mic decât marmurei. Mult mai mic și poate fi montat inclusiv de Daniel Tudor. Ok. Da. Asta e interesant. Și asta urmează să o ai în Mam Bricolaj, magazin, nu? Da. Deci, revenind la întrebarea ta, am studiat piața în timpul în care celebrul 2020-2021, în care traficul în magazine nu era atât de mare, dar oamenii dădeau comenzi online sau sunau la telefon și vedeam nevoile lor. Avem nevoie să ne facem viața confortabilă în căminele noastre. Chiar deci, dacă nu se construiește, scade ritmul construcțiilor, nevoia de a avea o viață confortabilă rămâne și atunci se pot face renovări mai mult sau mai puțin ample și să aduci un aer plăcut în casa ta. E foarte interesant. Eu văd așa de departe, dar să-mi confirm dacă este așa. Știi că sunt unii indicatori economici așa un pic mai crazy. Gen, dacă vrei să vezi dacă activitatea economică în respectiva regiune crește, uite-te la câte comenzi prin curier se fac. Știi? Da. Vorbeam cu Felix Pătrășcanu de la Fac Curier Prosperitate și spuneam, bă, tu ești un indicator al economiei. Ție ți-a crescut binsul? Da, foarte mult. Ah, ok, înseamnă că economia are potențial de creștere foarte mare. Așa ești cu camioanele, știi? Dacă vrei să vezi cum crește o economie, să vezi câte camioane sunt pe centuri. Dacă ar fi interesant să avem un indicator din câte camioane sunt în orice moment în trafic în România. Probabil că există până. Și tu ești un indicator prin faptul că oamenii, chiar dacă își cumpără un apartament sau o locuință nouă, chiar dacă și-o renovează pe cea existentă, tu ești indicator al faptului că, mă rog, tu, Mam Bricolaj, asta nu se zic, dar și tu, Cristina, în același timp, al faptului că oamenii își doresc o viață mai bună, câștigă mai bine să-și o poată întreține și dorindu-și o viață mai bună la început, funcție de bugetul fiecăruia, își renovează sau își refac ceea ce au deja, dar pentru că mintea umană este tot timpul în căutarea mai bine, la un moment dat se gândesc, păi, am doar 50 de metri pătrați, cum ar fi să trăiesc și eu în 75 pentru că vine un copil? Sau în 60 pentru că vreau să mă simt eu mai bine, să fac și un birou pentru că lucrez și de acasă sau așa mai departe. Deci faptul că tu în pandemie și, mă rog, și în anul cu începerea războiului din Ucraina, ai avut totuși reziliență, business-ul a crescut. Nu s-a mișcat, din contră. A crescut, da? Este clar și cauzat de faptul de managementul bun pe care îl aveți în spate, cu siguranță. Dar spune ceva și despre piață, per se. Adică piața este potențială, știi, ca la fizică, energie cinetică versus energie potențială. Deci avem energie potențială de creștere a standardului de viață a românilor, care se traduce mai devreme sau mai târziu și prin alegerea a unui upgrade în ceea ce privește locuința pe care o au, ceea ce înseamnă mai departe un impact în piața imobiliară pozitiv. Oamenii care au o viziune mai mare și printre ei se numără și frații Pavel, pe care îi admir foarte mult, fac clar comparația între nivelul de trai / salariu mediu din Europa de Est și din Europa de Vest. Cât timp ăsta este trendul să ajungem vestul la nivel de venituri și la nivel de stil de viață, înseamnă că este cale de... este piață, este... avem tot timpul încă să vindem, să amenajăm. Gândește-te că orașele noastre vor ajunge la un moment dat, sperăm, din tot sufletul, că, pentru că ăsta e trendul, să arate ca orașele din vest. Mai mult sau mai puțin, dar trendul ăsta este. Sunt foarte multe case degradate în România. Da, absolut. Foarte multe, foarte multe. Și sunt niște, chiar dacă o parte importantă din România au plecat pe afară, au început să se și întoarcă și se întorc cu pofta de a avea același stil de viață. Absolut, da. Oamenii au căpătat niște competențe. Știi bine că nivelul de venituri în România pentru persoanele calificate este în creștere. E comparabil cu UE, cu Uniunea Europeană. Da. Adică un meseriaș bun în România, un specialist, câștigă 1.500-2.000 de euro. Da. Și dacă pui la puterea de cumpărare, dacă faci la paritate, stă chiar mai bine decât în multe țări europene. De fapt, există studiu care spune că România deja a depășit la PIB per capita, la PPP, Purchase Power Parity, Portugalia și este la egalitate cu Ungaria. Deci, practic, de anul ăsta probabil că vom depăși și Ungaria. În România, un apartament cu 2 camere îl închiriezi la în jur de 500 de euro. Depinde de zonă. Și un apartament nouț, de generație nouă. Cu cât închiriezi același apartament în Germania, Italia, Franța, Marea Britanie. Elveția, așa mai departe. Da, există chiar un studiu... Cu 1.000 sau peste 1.000? 2.000? Da, există un studiu chiar și mai profund pe tema asta, cu niște indicatori extrem de simpli. Ei, prețul mediu pe metru pătrat într-o anumită zonă, poți să ieși la nivel de România, și îl împarți la salariul mediu pe economie. din nou, pe zonă sau pe regiune sau pe întreaga țară. Și dacă iei acest indicator și îl compar cu alte țări europene, vorbesc de Uniunea Europeană, pune România pe locul întâi la cele mai accesibile locuințe din Europa. Da. Și asta spune foarte multe, chiar dacă o să fie comentarii de genul, da, dar stai puțin, că de fapt trebuie să iei în calcul salariul median. Păi nu, pentru că am luat aici salariul mediu și în cealaltă părți tot salariul mediu. Deci e absolut corect calculul. Și să nu uităm că salariul mediu nu ține cont de faptul că există și dividende pe care oamenii încasă și le reinvestesc, mai există și companii care investesc și mai există și mulți români care vin, cum spuneai tu, cu bani din diaspora. Cam care e cota de clienți? De fapt, nu știu dacă poți să calculezi. Diaspora sau oameni veniți din diaspora? Da, și ca să toc acasă versus românii care au locuit aici. Nu poți să calculezi asta, nu? La Mam Bricolaj? Da. Nu pot să o calculez. Ar fi fost interesant de văzut. Dar am văzut că în ultimii 2 ani acum deja avem spor pozitiv, deci probabil că trendul o să tot crească pentru români care se întorc de afară. Mă uitam pe un studiu ieri. M-am bucurat pentru prima oară că Bucureștiul nu mai este cel mai poluat oraș din Europa. Mă rog, capitală, oraș important mă refer. Locul său a fost luat de Varșovia. Mă rog, n-am nimic cu polonezii, dar ideea este că până nu de mult București era cotat drept cea mai poluată capitală din Europa, cel mai poluat oraș mare. A scăzut destul de mult în top, în sensul că m-a urcat Berlin, a urcat Varșovia, a urcat mai multe orașe. Și asta e interesant. Voi aveți o componentă din activitatea voastră care ajută la componenta de sustenabilitate, că e apă, că e aer, că e alte lucruri, în Mam Bricolaj. Adică sunt anumite produse pe care le vindeți pentru asta? Nu m-am uitat cu atenție la treaba asta, însă putem să spunem că primim lemne la reciclare care se transformă în panourile din palme laminat. Compania Egger colectează diverse deșeuri din lemn care ajung înapoi la în presă pentru a se transforma în alte panouri din palme laminat. De asemenea, cedăm noi resturile care rămân de la palme laminat, ajung înapoi la Egger și devin din nou plăci. Mai prins aici, nu, în afară de asta, de reciclarea deșeurilor pe care le avem și care merg, nu știu o componentă mai intensă, în afară de faptul că vindem doar becuri verzi cu LED-uri care se întâmplă pentru că s-au scos becurile incandescente, n-am mai văzut becuri incandescente. Cam atâta ce știu. Nu... Te provoc să crești componenta asta. Provoacă-mă, da. Investești în imobiliare? Dacă da, în ce? Nu investesc în imobiliare încă. Mă gândesc la asta ca o parte a planului de pensionare când va veni. N-am gânduri de pensionare, știi? Mă simt foarte verde și foarte activ și nu mă văd retras din nicio activitate, dar ca și componentă de venit pasiv, iau în calcul investiția în ceva care să aducă venit pasiv. Și în cazul de față pot fi imobiliarele. Totuși voi la Mam Bricolaj faceți, nu vreți investiții imobiliare prin faptul că dețineți o hală imensă de retail pe un teren. Corect. Le aveți în proprietate sau sunt închiriate sau sunt finanțate? Două magazine sunt închiriate și un magazin în proprietate. Da? Cu tot cu terenul de sub el, nu? Da. Deci faceți investiții imobiliare. Facem investiții imobiliare. Toată lumea face investiții imobiliare, vedeți? Da. Uite, asta nu m-am gândit să văd perspectiva asta. Într-adevăr, este o investiție imobiliară. Absolut. Pentru că, practic, în bugetul Mam Bricolaj, cumva ar trebui pus costul între ghilimele al locuirii, al folosinței spațiului, ca un fel de chirie pe care o vă întoarceți înapoi prin faptul că aveți hala pe numele vostru. Deci, practic, e o investiție în care voi scoateți un randament din faptul că vă plătiți vouă chiria, bașca că nu e impozabilă, pentru că chiria pe care ți-o plătești ție, de fapt, nu plătești și atunci nu mai plătești impozit. Cât alambicat a fost asta! Da, e foarte bună! Sunt foarte surprins de fiecare dată când vine data plătirii impozitului către primăria locală pe această hală și teren aferent, care anul ăsta este de 56.000 de lei. Da, da, aveți și dita mai hala. Da. Avem și dita mai hala, dar putea să fie o și mai dita mai hala, că hala asta nu are decât 1500 de metri pătrați și un teren de 3000 de metri pătrați. Ah, iar fiecare proprietar de hală și, în fapt, și client ar trebui să, sau angajat, ar trebui să știe că compania trebuie să plătească către autoritățile locale un impozit plus taxa de intrare pe proprietate. Ți-am spus zilele trecute că ca să intrăm pe proprietate ne trebuie să plătim un impozit de 3.000 și ceva de lei anual ca să intrăm pe proprietatea noastră, pentru că depășește intrarea mai mult de 3 metri. Și ca să poată să intre și să iasă o mașină în același timp în Mam Bricolaj, evident că trebuie să fie mai mult de 3 metri. Bună asta. Da. Voi plătiți 56.000 de lei pe an pentru 1.500 de metri, asta înseamnă aproape 11.000 de euro, pentru că este cotată drept proprietate non-rezidențială, adică comercială, și atunci impozitul este mai mare. Da. Este între 1 și 1,5% pe an din valoarea de valoare, care se reface o dată la 3 ani. Deci, probabil, e cotat undeva pe la vreun milion și ceva de euro. Am făcut un calcul rapid. Deci, practic, aveți investiții de 1 milion și ceva de euro în imobiliar în momentul de față. Deci, ești un investor deja mediu spre mare în imobiliare. Oh. Da. Ok. Este o temă pentru toți care investiți imobiliare. Investiții imobiliare nu înseamnă numai rezidențial, nu înseamnă numai apartament, înseamnă și zona de proprietăți comerciale, care pot fi retail parcuri, pot fi parcuri industriale, pot fi hoteluri și mai departe, sau inclusiv zona de short-term renting, adică apartamente sau diferite tipuri de proprietăți încheiate pe termen scurt, care au tot componentă comercială în final. Este un aviz pentru cei care investesc cu Airbnb, care se plâng în momentul în care te plătesc impozit, știi, spun la final de an, ah, dar cât îmi cere primăria? Păi îți cere, pentru că atât ce tu intri pe turism, ești cotat drept non-rezidențial. Da. Este aviz pentru cei care își fac calcule, care vine să-și pună impozitul în calcul. Hai să mergem mai departe către, din nou, Mam Bricolaj, pe zona de mobilă și, uite, o întrebare bună de la colegii mei. Cum a afectat inflația piața voastră și prețul mobilei? Sau cum ați ajutat la inflație voi? Depinde cum o privești. A fost un punct critic când a început conflictul din Ucraina. Fabricile din România depindeau de lemnul din Ucraina. Ok. Înțelegi? Care lemnul pentru panourile din palme laminat sau MDF nu este un lemn de clasa A. Nu este trunchi. Sunt crengile care se toacă și veneau în vagoane brusc. Odată cu începerea conflictului nu au mai venit aceste vagoane de lemn. Deci, fiind criză de materie primă, trebuia vândută materia primă, panourile existente, materialele pentru mobilier, la cel mai bun preț posibil. Și, dintr-o dată, panoul din palme laminat a crescut cu 70%. Wow! Dintr-o dată 70%. Hai să zicem că n-a fost dintr-o dată, a crescut în 3 trepte, 25-25. Da, la termen foarte scurt. Adică. La un termen foarte scurt. Și a ținut... Deci asta s-a întâmplat în urmă cu 2 ani, în 2022, și din cauza prețul a temperat cererea de mobilier și prețurile au început să-și revină la jumătatea lui 2023, pentru că dacă nu e vânzare, încep să se întâmple corecții de preț, ca să poți să vin și să trăiești. Și a revenit și materia primă, au început să apară, să se găsească de peste tot materie primă și s-a corectat prețul, dar nu a revenit la prețul dinainte de începerea conflictului. Deci, cumva, mai multe situații din Europa, fie liberalizarea prețului la energie, care se folosește în fabricația de orice, nu numai de materiale și accesorii pentru mobilier, fie creșterea prețului la combustibil care transportă palume, laminat și alte materiale, fie creșterea la... nu știu dacă știi că odată cu problemele de materie primă din Ucraina a crescut foarte mult și prețul la peleți. Nu știu dacă peleții pentru încălzire, pentru anumite zone care nu beneficiau de alte situații de încălzire, s-a crescut mai mult decât dublu prețul la sacul de peleți. Acum s-a temperat și și-a revenit. Wow. Dar situațiile de genul ăsta este foarte ciudat că au doar un trend crescător. Da? Fie că este, vezi că benzina nu și-a mai revenit la prețul de dinainte de conflict. Ori ce s-a întâmplat cu liberalizarea prețului la energie și combustibil face ca prețurile să rămână ridicate pe diverse zone. Deci noi, să zicem, am contribuit la inflație, dar a venit, am primit și niște șuturi în fund ca să contribuim mai din plin la inflație. Ce vreau să-ți spun în completare la fraza asta, uitându-mă la cifrele din industrie, 2022 a fost totuși un an bun. 2023 a început să se tempereze mersul economiei și mersul economic al companiilor din domeniul de bricolaj, care este clar legat de investițiile în zona imobiliară, că s-au temperat. Da. Ar fi interesant să-l poți să-l aduci la un astfel de podcast pe Nicușor Dan. Să vedem cum ar putea spune ce se întâmplă cu investițiile în infrastructura din București, pentru că pe noi ne afectează direct traficul pe prelungirea Ghencea, unde este magazinul cel mai nou Mam Bricolaj. Da, este și... a doua oară când este rostit numele Nicușor Dan, în 2 zile, pentru că el am avut aici invitat pe Ruben Negoiță, primarul sectorului 3, și, după cum probabil unii dintre cei care numesc știu, relațiile între sectorul 3 și Marea Capitani nu sunt cele mai bune, ca să nu zic mai mult de atât. Dar da, îl reinvit pe domnul Nicușor Dan aici, am intrat și pe diverse alte pârghii, se pare că încă nu răspunde. Dar eu sunt, spre de majoritatea oamenilor din piața imobiliară, un pic mai echilibrat în abordare, în sensul că toată piața imobiliară dă cu noroi în primarul capitalei. Eu văd și lucrurile bune pe care le face sau măcar pe care le coordonează cumva. Sunt convins că poate fi un leadership sau management mai bun, tocmai din acest motiv că văd lucrurile echilibrate, chiar îl poftesc să vină să le spună exact ce face bine. Mă gândesc că au trecut, cred că anul ăsta se fac 4 ani de când ocupă fotoliul de primar, și dacă precedentul primar sau primăriță, cum vrem să-i spunem, pornise lucrările de extindere ale prelungirii Ghencea spre podul care... minune, s-a terminat, care traversează centura spre Domnești, cineva le-a blocat aceste lucrări. Cred că e o chestiune legată de conturi. Sigur. Din câte cunosc primarul actual al Capitalei... Da, reglări de conturi. Dintre politică, eu știu că primăria a început conturi blocate timp de poate 1 an de zile, deci un lucru bun care s-a întâmplat este că probabil avem un regim mai transparent și mai predictibil fiscal al primăriei. Da? Pentru că efectiv a fost moștenită cu datorii destul de mari. Anyway, domnul Nicușor Dan, vă invităm aici ca să povestim mai pe larg și să ne spuneți cu prelungirea Ghencea cum se va desfășura. Da, e o arteră extrem de importantă și mai ales acum de când există și metrou în zona Drumul Taberei, cu dată în plus se aglomerează și mai mult cu oamenii Alexul Ocasca acolo și este un dezastru în momentul ăsta, ce am văzut, adică stai la niște cozi. Stai la niște cozi, da. Mai rele decât înainte când aveai o singură bandă, adică nu se rezolva nimic, știi? Bun. Întorcându-mă la mobilă, există o diferență între clienții care cumpără mobilier de o anumită calitate, să zicem, vreau să fie ca pentru mine, și clienții, să zicem, cealaltă categorie care cumpără, trebuie să iau mobilier doar ca să fie. Să zicem, pereți jos sau focus pe pereți versus focus pe experiență, dacă vrei, sau pe o calitate mai bună sau așa mai departe. voi vedeți lucrul ăsta, adică se vede clar la fel un gen 80-20 sau 90-10% în total bugete sau bonuri, sau e o chestiune diferită la voi că sunteți magazin mai de nișă și luați cumva clienții mai diversificați? Se vede foarte clar, chiar dacă putem să zicem că suntem magazin specializat pe materiale și mobilier, 50%, 55% din cifra noastră de afaceri este constituită din materiale și accesorii pentru mobilier. Fie că sunt panouri din PAL sau MDF, fie că sunt balamale, picioare, sisteme de uși glisante, sisteme de sertare, organe de asamblare, ce intră în componența unui garnitur de mobilier. Vindem foarte multe astfel de produse și ne uităm, la noi vin și clienți, persoane fizice care își caută singuri, pentru că avem și minunatul curs Școala de Mobilă Mam Bricolaj, în care învățăm pe oameni să-și facă singuri mobilierul sau orice proiect doresc legat de zona de mobilier, însă vin și meseriași cu clienții de mână, vin și arhitecți cu clienții de mână, vin și designeri cu clienții de mână și e clar că identificăm două segmente. Unii care pun preț pe calitate și aici cred că aș merge spre 30% dintre oameni. Ok, da. Deci e foarte bună. Da. Da. Și 70% care nu au buget și atunci se orientează spre mediu sau low cost. Toată lumea și-ar dori să aibă o mobilă premium în casă, fie că este apartamentul proprietate personală, fie că este un apartament de închiriat. Oamenii se uită la calitate în primul rând și apoi compară și se uită cu bugetul disponibil. Dacă pui grosomodo palul melaminat sau MDF-ul are aproximativ același preț. Influența mare în preț o fac sistemele de sertare sau de balamale cu amortizare sau nu. Sunt de la diverse branduri care oferă garanție pe viață sau 20 de ani. Și aici nu spune clar în prospect ține 20 de ani. Ține la 20.000 de cicluri de deschidere, la 30.000 de cicluri închidere-deschidere. Dacă ai 30.000 de cicluri închidere-deschidere și îl folosești de 4 ori pe zi, înseamnă 7500 de zile. 7500 de zile sunt aproximativ 20 de ani. Da? Grosomodo. 3650 de zile sunt 10 ani. Știi? Okay, lucrurile sunt foarte simple și atunci dacă ai un produs care e garantat 20.000 de cicluri de deschidere și poți să-l ții 20 de ani în casă și diferența este de 10 lei, 20 de lei, dar când te gândești la întreaga garnitură de mobilier se mai pun încă 5.000 de lei, te mai gândești, le iei pe ăsta sau nu le iei pe ăsta? Sau te gândești că mai peste 5 ani o să ai bani mai mulți în portofel și îl mai schimbi dacă s-a rupt sau a cedat. Deci cam 30% dintre oameni reușesc să-și ia produsele de calitate, 70% iau produse medii sau low cost. Și trendul ăsta s-a păstrat tot timpul sau este mai vizibil în ultimul timp? Nu, s-a păstrat tot timpul. S-a păstrat tot timpul. Okay. Ce am observat acum ca trend în anul 2023, oamenii sunt mai atenți când cheltuiesc banii, sunt mai atenți în sensul că nu neapărat cumpără premium, cumpără mediu. Nu se duc spre low cost neapărat. Foarte puțin se duc spre low cost. Din păcate, o chestie foarte interesantă pentru clientul final care lucrează cu un meseriaș este că meseriașul mai degrabă cumpără meseriașul un produs low cost, calitatea cea mai redusă, prețul cel mai mic, ca să iasă în fața clientului că preț final mic. De regulă, când clientul vine la magazin cu meseriașul, alege ori medium, ori premium. Știi? Pentru că clientul se gândește, bă, să mă țină 10 ani, să mă țină 20 de ani, să nu am problemă să îmi cadă ușa sau să înceapă să-mi scârție ceva. Și acum e mai bine. Îți iei meseriașul sau să mergi tu singur? Bună întrebare. Dacă nu știi să le faci, e bine să mergi cu meseriașul la magazin. ca să vezi ce pune în coș și să te informezi că oamenii noștri, noi avem la cele mai multe produse avem minim 2 variante, dacă nu 3. Avem ori low cost, ori premium, dar de cele mai multe ori avem 3 variante: economy, medium și premium. Și angajații noștri spun clienților, ăsta rezistă la atâtea cicluri, ăsta rezistă la atâtea, toate fac același lucru. Și omul alege în cunoștință de cauză. Pentru 10 lei, 20 de lei, foarte mulți aleg ori medium, ori premium. Și îl ignoră pe la low cost. În schimb, interesant. Da, sunt tot felul de strategii. Interesant. Mai aveți un studiu prin care să puteți să vă dați seama per unitate locativă, casă, apartament, whatever, cam cât este bugetul destinat mobilei? În procente sau în sume absolute sau cumva? Pentru că voi aveți în procent, procent, pentru că înainte de Mam Bricolaj am făcut și foarte mult mobile la comandă. Și de cele mai multe ori echipam un apartament complet. Ok. Și studiul arată în felul următor: mobilierul înseamnă 15% din valoarea casei, apartamentului. Atunci când faci mobilier la comandă, nu? Se duce și când iei o mobilă de-a gata, dar minim de nivel mediu. Ok. Deci dacă faci o mobilă, să zicem, upper medium, să zic așa, un nivel superior, atunci duci tot în 15% în final, și dacă ți-o cumperi mai jos, separat. Să ieși în jurul lui 10% dacă e mobilă economy tip Gisc. Giscul este, știm foarte clar că este și nu ascund nici ei. Este un mobilier. Odată ăștia în Germania aveau o expresie foarte interesantă pentru mobilierul Ikea: mobilă de o mutare. Da, nu. De ce? Pentru că în Germania, dacă te duci și îți iei un apartament cu chirie, așa, ai închiriat 3, 4, 5 ani, când ai plecat nu-ți mai e nimic după tine. Și proprietarul scoate totul în fața, dă anunț în ziar sau pe grupul local de așa, eliberez apartamentul. Sau cel care pleacă spune, eliberez apartamentul, cine vrea să ia, e invitat să ia astea. Da? Că... Și ai zis tip Gisc, Ikea intră la același nivel sau Ikea este următorul nivel? Pentru România, Ikea este următorul nivel. Și probabil și pentru alte țări, Ikea față de anii din... Față de acum 20 de ani, Ikea a mai umblat la calitate, a mai umblat la design, face lucrurile pentru o viață mai lungă decât produsele de la Gisc. Plus că mie îmi place și cred că multora care nu numesc le place modul extrem de user-friendly prin care pregătesc coletele pentru cei care le cumpără și îi ajută mai departe să le asambleze acasă. Și am chiar o experiență personală. Vorbim de? De Ikea. Da, de acord. Și mai ales marketingul este excepțional la Ikea. Marketingul este excepțional, dar pentru mine personal, care eu, soția mea știe, nu-mi place să merg în magazine. Nu-mi place nici în mall-uri, nici în magazine de do-it-yourself, nici în Ikea, nimic. Nu-mi place. Deci Cristina merge fără mine. Știe că dacă merge cu mine o să fie un chin pentru ea. Și totuși mai ajung din când în când în diverse experiențe și apreciez atunci când mi este foarte simplu ceea ce am cumpărat de acolo să asamblez acasă. Am și exemple negative prin care pot să compar lucrul ăsta și atunci experiența Ikea este ceva din care cred că toți furnizorii de astfel de experiență sau produse ar trebui să învețe. Să dai comandă la Mam Bricolaj, pentru că avem serviciu de montare. Nu de montare, că își montează singur clientul produsul. Avem serviciu de proiectare mobilier dintr-o sumă de corpuri standardizate aduse în programul de proiectare, ele se pot redimensiona. Interesant. Poți să redimensionezi acel corp. Avem în jur de 300 de corpuri de mobilier, să zicem, standardizate prin felul în care arată. Ai un corp cu 2 sertare și o ușă deasupra, Sau ai un corp cu trei sertare și o ușă deasupra, acel corp poți să-l redimensionezi în funcție de nevoile tale și primești panourile tăiate, cântuite, găurite, cu schița de montaj și cu punga de feronerie aferentă, astfel încât să ți le montezi singur. Diferența de față de Ikea este că poți să-ți alegi culorile materialelor, pe când la Ikea să le iei așa cum sunt. Da. Așa cum sunt. Good. Este o idee foarte bună. Deci am zis undeva între 10 și 15%, deci am întors spre 15% mai degrabă. Da, cam și dacă te duci spre mobilier premium, te duci spre 20%, e clar. Pentru că mobilierul nu înseamnă doar panourile din palme laminate sau MDF. Înseamnă și o chiuvetă mai elegantă, și o baterie mai elegantă, și niște electrocaznice. Gândește-te că sunt electrocaznice care un set... Și vorbim aici hotă, plită, chiuvetă, mașină de spălat, vase, cuptor, cele mai de jos pe care le găsești în fiecare supermarket sau online înseamnă undeva 5-6.000 de lei, 1.000-1.200 de euro, dar există și set de electrocasnice care le găsești doar prin distribuitori care pot să ducă în 10-15.000 de euro acest set de electrocasnice. Toate fac același lucru, dar rezistența în timp, design-ul, toate programele pe care le au incorporate fac diferențele. Faptul că și un Mercedes și un Logan te duc în aceeași direcție. Da? Și e posibil de multe ori să te ducă și în același timp. Depinde de... Dar confortul și așa mai departe. Experiența, da. Experiența, toate fac asta. Și... Lăsând într-o parte electrocasnicele, pe zona de utilare de casă, mai îți apare o perdea, mai îți apare o galerie, mai îți apare un covoraș sau un fotoliu, sau sunt diverse obiecte de decor. Dar de asta putem să ne ducem de la 15% în sus. Referindu-ne strict la echiparea cu mobilier, în jur de 15%. Un investor, să spunem, mic sau foarte mic, într-un apartament sau mai multe, dacă vine la Mam Bricolaj, își poate face complet casa pe zona de mobilier, decorațiuni, efectiv să poată să o pregătească pentru a fi închiriată complet la cheie? Și o poate face cu mobilier și decorațiuni, fără perdele, covoare, care înseamnă o gamă extrem de variată și în care nu am intrat încă. Ne gândim dacă să abordăm partea asta. Zona de perdele, corpuri de iluminat, covoare, are micul dezavantaj sau marele dezavantaj, dar care poate să fie în egală măsură și avantaj și dezavantaj, că suferă de modă. Sunt curente. Da? Dacă anul ăsta se poartă covoarele foarte subțiri, ca cum erau pe vremea bunicilor, nu mai știu cum le zic, aveau denumire... Carpete? Carpetele alea foarte subțiri de 5 mm, peste un an, doi, poate să se poarte alea cu părul mare în care să te afunzi și să fie mai mult spre deschis. Și te poate prinde cu stoc. Și te poate prinde cu stoc. Avantajul este... că oamenii vor simți nevoia să se schimbe când văd că încep să se poarte altele. Da, depinde foarte mult de... Poate fi și un plus. Da. De asemenea, toate magazinele specializate în perdele, la fel și în perdele există modă și curenturi date, trenduri. Foarte multe magazine specializate în perdele au mostre. Comandă în Spania sau în Italia, sau unde sunt fabricile de perdele, comandă perdelele pentru clientul Daniel Tudor. Pentru că și-a ales din mostrar, s-a făcut un proiect, intră atât și se comandă și vine în câteva zile și primești perdelele în câteva zile. Eu am avut o experiență cu XXLutz, am dat comandă de perdea și mi-a spus că pot să o ridic în 2 săptămâni. Deci chiar dacă aveau pe stoc un anumit număr de nuanțe, în mostrare există o paletă extrem de largă și aduc de la fabrică sau de la depozitul central. Din cauza asta nu intrăm în zona de perdele, pentru că este o chestie specializată. Dacă doamna Tudor va da comandă de nu știu ce perdele, domnul Tudor nu va avea voie să se bage peste doamnă. Perdelele și decorațiunile de regulă sunt apanajul doamnelor și este foarte bine să o lăsăm așa. Am învățat și mie foarte bine că am învățat de vreme acest lucru, că tot ce ține de casă este bine să fie total în afara dreptului meu la decizie în ceea ce le privește. Așa că sunt foarte confortabil cu asta. Cristi, ne apropiem de final. Trecut o oră deja. Discuție faină. Mulțumesc că ești cu noi astăzi. Aș vrea să mergem un pic mai în exterior, așa, să uităm mai de afară. Ne urmăresc cu mulți oameni care sunt în zona de investiții, real estate, dar nu numai, și în zona de investiții financiare. Unde vezi tu România în următorii 3, 5, 10 ani? Tot timpul întreb așa, pentru că 3 mi se pare mid-term, 5 deja mi se pare long-term, 10 deja mi se pare că trebuie să ai oarecare viziune așa, ca să încep să vezi mai departe. Dacă vrei, poți să mergi mai departe. 20, 30, dar cred că deja vorbim de guessing, nu prea mai e viziune. În 20 de ani, teoretic, ar trebui să fii un tânăr pensionar. Sau, depinde de... Asta poți să prezici deja. Dar să știi că cu noile creșteri, așa, la durata de viață, e posibil să fim activi până la vreo 100 și... Da, sunt total de acord. Și mi se pare ok. Da, te rog. Trendul pe care l-ai spus mi se pare extrem de studiat la tine. Dar eu sunt optimist. Poate m-am născut optimist, poate am căzut în căldarea cu optimism când eram mic. Ține foarte mult și de bula în care trăim. Ești conștient că noi trăim în oarește bule. Nu suntem, ne atragem între noi. Oamenii optimiști părăsesc pe cei pesimiști sau văicăreți sau cum vrei să îi spui, și oamenii de acțiune întotdeauna se uită la oportunități. Eu cred cu tărie că vom fi bine. Partea și motivul pe care îl invoc aici este că Europa de Est nu e așa de, să zic, uzată ca Europa de Vest. Acolo oamenii au ars niște etape. Pentru ei stresul a fost foarte mare. Noi suntem încă într-o perioadă tânără de stres vis-a-vis de câștigarea existenței, de a face performanță. Probabil că și spiritul nostru balcanic ne ajută un pic să nu fim atât de stresați, pentru că stresul are un efect de a ne arde cerebral și să ajungem ori în a trage pe nas diferite substanțe, ceea ce nu se întâmplă încă în România. Suntem într-un nivel extrem, extrem de mic. Chiar dacă vedem câteva cazuri pe la TV bine mediatizate de presa care vrea să facă rating pe treaba asta, sunt doar câteva cazuri. România este o țară sigură în raport cu alte state europene, unde cazuri tragice se întâmplă aproximativ în fiecare zi. În România se întâmplă foarte, foarte rar. Deci sunt optimist că nația română nu este arsă de stres, de presiuni, și acum noi începem să creștem. Să ne uităm pur și simplu la creșterea venitului per capita. Da? Fiecare om are o mașină. Sau aproape fiecare om. Numai cine n-a vrut să muncească nu are o mașină sau nu și-a făcut o rată la bancă să-și ia o căsuță. Da? Uite-te la ponderea de proprietari în România. Da. Asta ți aduce o siguranță. Da, sunt proprietar de locuință, am o mașină. Dacă te-a și dus capul să înveți o meserie cerută pe piață, chiar și fie și instalator, chiar și fie și make-up artist. Tu știi că o doamnă care pune unghii din acest acril câștigă 10.000 de lei pe lună? Bun. Deci nu știi. Nu știu dacă știi. Nu știu, pe soția mea. Deci sunt tot felul de joburi în care se câștigă bani frumoși în România. Dar pentru asta trebuie să ai inițiativă și să prestezi ceva. să-ți faci reclamă pe un canal potrivit segmentului tău de clienți. Și asta îmi dă mie mari speranțe că în România va fi bine. Observ și un trend în care oamenii care au plecat în țările din vest, Italia, Spania, Germania, își dau seama că nu umblă câinii cu covirigi în coadă. Acum 2 zile am vorbit cu un tip la benzinărie și colegul lui de serviciu își luase concediu 2 luni sau 3 luni, concediu fără plată de la benzinărie, ca să testeze job în Anglia. Job în care 3 luni de zile va locui într-o rulotă și într-un cartier dintr-o suburbie a Londrei va placa cu rigips într-un regim de foc automat. Ce nu știu foarte mulți omuleți care pleacă la muncă în vest este că munca este normată extrem de atent. Un amic de-al meu care a fost în Anglia la muncă a mărturisit așa oarecum cu jumătate de gură că a lucrat într-un restaurant. Și când lucrezi într-un restaurant, înainte să înveți limba engleză, ești în bucătărie la spălat de vase sau ajutor de bucătar. Curezi legume, alea. În restaurantele din Anglia, bineînțeles că zilele săptămânii nu seamănă toate la fel ca și trafic de clienți. Și ești plătit la oră. Și când nu e trafic de clienți, patronul știe, mâine nu vii. Mâine nu ești plătit. Înțelegi cum stau lucrurile? Așa și în fiimea cea mare a lucrat pe timpul facultății într-un call center. Și call center-ul, bineînțeles, organizat de o companie străină, care venea aici și îl angaja niște omuleți și făceau, răspundeau, aveau un template și erau niște întrebări șablon. Cum să pornești nu știu ce fier sau chestii de genul ăsta. Call center-ul răspuns la toate întrebările posibile despre orice produs. Și am fost extrem de surprins că ea lucra câteva ore pe zi. Și era plătită la oră. Era plătită la oră. Era plătită la oră, numai că ora era în felul următor. Erai în program, erai la servici cât timp erai în apel. Cât timp erai în afara serviciului, în afara apelului nu erai la servici, erai în pauză. Pauzele nu ți le plăteau. Și au voie să facă treaba asta? Ce? Au voie să facă treaba asta? Se pare că da. Ți se spune de la început. Concluzia este că eu cred că suntem într-o zonă de creștere bună, pozitivă și că România în următorii 10 ani va fi bine. Mai bine decât în vest, care nu văd... Sunt mai multe motive, că au venit foarte mulți migranți care vor fi greu de pus la lucru, că generația tânără nu mai are niciun engagement, că nu au fost motivați sau că au fost lăsați prea mult să-și aleagă calea. Generația TikTok. Da, și creierul în TikTok. Dacă ai timp să gândești și îți găsești sensul. Dacă n-ai timp și stai tot timpul cu creierul acolo în TikTok, normal. Am văzut o expresie nouă ieri la o tipă din româncă stabilită în Spania și la ei li se spune generația Nini. Nu știu nimic, nu vor nimic. Deci... Nu știu. Nu vreau. Nu știu, nu vreau. Hai la muncă, nu vreau. Este un pericol foarte mare cu statul creierului tot timpul în ceva. Pentru că efectiv nu mai ai secunde la minute, la ore, la alea să poți să gândești limpede, să spui, bă, totuși ce-mi doresc de la viață? Cred că toată ziua sunt și am văzut în continuu treaba asta, cu scroll-ul ăsta, știi, specific TikTok-ului. În jos. Vezi că eu n-am scrollat nimic cât am stat cu tine aici. Da. Nici nu telefoanele am... Băi, și lăsăm la parte că există un efect fizic la treaba că îți folosești prea mult un deget și anume îți crește degetul. Și există insinuații de genul că degetul ăsta mare o să ajungă mai mare peste niște ani, peste niște generații. Există și faptul că efectiv nu ai timp să te gândești. Corect. La tine. la obiective, la parcursul tău în viață, dacă ai o relație, cum să te porți cu persoana cu care ești în relație, unde vei ieși mâine. Exact. E nini. Nu știu nimic, nu vreau nimic. Și ăsta e efectul final. A, păi, dar nu vreau nimic, nu știu nimic, las, cheltuiesc. E foarte nașpa. Acum nu zic că generația noastră care a fost chiar la gât sunt mai deștepți, că nu, frate, și noi am avut și noi stragurile noastre, și noi am avut atracție noastră, și noi ne-am șcat calculatorul și mai departe. Bă, dar eu am vrut să prețuiesc acele minute în care nu fac nimic, sau 10 minute sau ore în care nu fac nimic așa de mult. Sunt așa de faine. În sensul că nu fac nimic, nu că stau pe telefon, nu fac nimic, adică am timp să stau cu mine, să văd, bă, ce vreau, ce-mi place, cu cine sunt aici de fapt. Ce minute de claritate, de recunoștință pentru ceea ce suntem. Concluzând la ceea ce spui tu, că e mai frumos în România, e mai frumos să muncești în România? Da. Da. Cel puțin pentru multe meserii sau multe profesii. Asta aviz pentru cei care spun că mă duc afară, de ce? Că România nu are nimic de făcut. Aici oamenii încă sunt dornici de relaționare. Da. Sunt mulți oameni empatici. Nu ar fi toți, evident. Dar încă îți găsești oamenii cu aceleași valori dornici să facă ceva. Nu intrăm cu toții într-o alergătură permanentă să facem chestii. Da. Este mare lucru. Și avem și gena asta de ospitalitate. Am văzut-o la mulți străini care vin aici. E și un film pe Netflix fain pe tema asta, se cheamă Flavors of Romania, în care Charlie Otley, personajul principal, care de fapt așa e, se numește în realitate, spune despre România că este the most hospitable country in Europe. Și asta e venită la un britanic care a călătorit mult și el și a avut ocazia să stea să vadă adânc rădăcinile noastre, nu numai, să zicem, anumite locații, anumite orașe, anumite zone. Uite, pe tema asta, socrul meu care a fost la niște cunoștințe în Germania înainte de anii 2000, români, care erau în Germania de mulți ani și care preluaseră obiceiurile nemțești, a venit foarte surprins să ne spună că la masă, fiind într-un weekend de grătar, acei români deveniți nemți au pus pe grătar fix câte o friptură pentru fiecare persoană de la masă. În contextul în care în România la noi întotdeauna exista ceva în plus. Poate ai fost la diverse grătare unde se ia și friptură, dar și câțiva mici. Și una, două fripturi în plus, că poate cuiva, poate mai vine cineva pe la noi. Sau poate cineva vrea să mănânce mai mult. Poate are mai pofticios, poate n-am mâncat, știi? Nu. Acolo era fie o bucată de friptură pentru fiecare și o sticlă de băutură pentru fiecare. E surprinzător pentru stilul nostru de viață, care nu a fost așa, chiar și cu penuria de pe vremea lui Ceaușescu, întotdeauna când se întâmpla un party, se întâmplau niște chestii pe masă și toată lumea mânca și petrecea cu voie bună din belșug și nu se uita nimeni ciudat că ăla a mâncat o bucată de carne mai mult sau a băut 2 beri sau 3 beri. Suntem culturi diferite. Iar o chestie foarte interesantă vis-a-vis de treaba asta, și m-am rămas surprins, eu vorbind cu un român pe avion, un român controlor de trafic stabilit în Germania, zice, băi, mie îmi place în Germania, dar soției mele nu-i place în Germania. Păi de ce? Oamenii foarte reci. Și ne mai vedem și noi cu alții, ca să-ți dau un exemplu care nu e neapărat pe placul nostru. Ne întâlnim în duminica, ne întâlnim cu alți români la un restaurant. Sau cafenea, ceva de genul, un restaurant cafenea. Și mă uit la ceas, la fiecare oră, mă duc afară și mut mașina. Păi de ce o muți? Nu e parcare cu plată? Ba da, dar scrie parcare cu timp limitat. O oră. Și trebuie să o mut pe partea cealaltă. De ce? Întreb. Dacă mai bagi o fisă sau plătești în continuare parcare, pentru că scrie parcarea cu timp limitat și din când în când trece cineva pe acolo și filmează mașinile, la momentul în care eu mă duc la judecătorul local și depun cererea de cetățenie, oamenii scot fișa și zic: aha, dumneavoastră ați călcat regulamentul local, nu respectați asta, mai stați un an. Ce trist. E o chestie total diferită pentru stilul nostru de viață, în care, bă, ți-ai plătit parcarea, adică omul era conștient că un controlor de trafic aerian câștigă bani frumos și în Germania. Da. Stiluri de viață pe care noi nu putem neapărat să ne aliniem. Să zic că și eu estimez la fel. Eu estimez 10 ani contrar acest punct statisticile, cu spor din ce în ce mai pozitiv pentru România, dat în primul rând de românii care vin înapoi din Europa și în același timp cumva și de influxul de alte naționalități care încă trebuie să umple golurile, că avem goluri la construcții, la infrastructură, diverse lucruri. În contextul ăsta, economia României nu are cum să nu crească, decât dacă se întâmplă un șoc major de genul război sau alte lucruri, dar că este un caz puțin probabil, după cum toate statisticile spun. Așa că România devine un loc safe pentru a investi, atât pentru români cât și pentru străini, pentru că acolo unde se fac randamente bune, vine toată lumea. Cât timp țara este sigură, există legi, există lucruri care se respectă. În acest context, cine investește în imobiliare sau cine are un magazin de bricolaj, probabil că va prospera. Cu siguranță. Da. Cristi, înainte de a închide, vreau să trec printr-o zonă faină. Sunt 7 întrebări, se cheamă chestionarul de Concept 7, care sunt cu totul dintr-o altă sferă. O să se pare ciudat să răspunzi, dar poate o să fie și așa creativ, un exercițiu ușor spiritual. Prima întrebare. Ce îi răspunde bunicii mele dacă te întreabă cu ce te ocupi? Vând lucruri pentru amenajări interioare. Ce mă amenajezi, maică, tu acolo? Mânere de mobilă și becuri, blaturi de bucătărie, chiuvete. Ok, înțeleg acum. Așa. E bine. Și faci bani? Da. Bun, e bine atunci. E bine, maică. Dă-i înainte că e bine. Întrebarea numărul 2. Ce sfaturi ai da copilului tău care vrea să facă o investiție imobiliară? Păi, în primul rând, să vadă viteza de amortizare al proiectului. A investiției? Da. Adică în cât timp își recuperează banii, nu? În cât timp își recuperează banii. Și, de asemenea, ce trebuie să bage pe parcurs. Că e un apartament care e vandalizat de un chiriaș și indolent, nesimțit, sau că este o hală de depozitare unde vine o firmă și care nu este vandalizată. Sunt cazuri și cazuri, dar evident că într-un apartament investești mai puțin, într-o hală investești mai mult. Ce sfaturi ai da bunicii tale care vrea să facă o investiție, punct? Deci de orice fel. O investiție, punct. Adică o investiție. Deci nu imobiliară. O investiție. Eu sunt bunica și vreau să fac o investiție. Ce sfaturi mi-ai dat? Ia, mama, e o casă la curte, că rămâne la nepoți. M-am avut ieri de la domnul Neguiță, primarul sectorului 3, o răspuns s-a părut total din alte părți. Interesant, felicitări lui. Să investească în ceva ce o ține ocupat. O activitate, un bricolaj, ceva. S-a pus interesant. Da. Dar și asta e foarte bun. Deci ceva ce să lași mai departe ca activ familiei. Foarte bine. Întrebarea numărul 4. Ce carte ai dat să citească fiecărui român? Clar, schimbând gândirea, îmi schimb viața. Brian Tracy. Schimbând gândirea, îmi schimb... Fac o lecție de recomandări. Schimbând gândirea, mi-am schimbat viața. Brian Tracy. Good. Deci știți că Cristi nu a avut întrebările, deci sunt on the spot, deci sunt extrem de autentice răspunsurile. Ce podcast ai dat să asculte fiecare român? Wow! Sunt multe, dar în ultimul timp m-a marcat emisiunile Laviniei Bărlogeanu. Cu Mihai Morar sau cu Damian Drăghici sau cu diversi și Niculina Gheorghiță de asemenea. E o zonă mai înspre suflet care poate să înlăture multe necunoscute din travaliile noastre interioare. Cool. Deci în zona spirituală. Da. Care este românul tău preferat? Actual sau trecut? Sau viitor? Românul meu preferat? Actual sau trecut, da? Interesant. Sunt mai mulți. Unul dintre ele este Daniel Tudor. Unul dintre ele este Andy Szekely. Sunt mai mulți, nu am un român preferat. Mi-e greu să spun un român preferat. Uite, Andy Szekely pot să spun că mi-a schimbat viața deschizându-mi foarte multe perspective pe care nu le vedeam înainte, fiind un antreprenor pur sânge. Eu am fost antreprenor de mic. Vindeam cărți în obor de la 15 ani, 16 ani, ceva de genul. Cărți? Interesant. Da. Cărțile pe care le citeam, le vindeam și ca să și luam altele, știi? Și acolo am învățat să fac comerț. Bun. Da. Făceai profit pe cărți? Mă, nu cred că făceam profit, dar făceam bani să cumpăr alte cărți. Mișto. Da? Nu că erau plaje largă. La vremea erau foarte multe cărți de beletristică. Și devenind un antreprenor, pe urmă mă uitam doar cum să fac chestii și am ajuns să am niște probleme în relații. Și intrând în comunitatea lui Andy Szekely, am văzut diverse perspective. Deci pot să zic că el ar fi persoana care îmi place. Așa, îmi plac mai mulți. Este Ioan Prisăcaru, de la Iași. Un tip care mare antreprenor și s-a dus, își dezvoltă o comunitate spirituală. Frumos. Frumos. Mai e inclusiv un tip care de la Brașov, care sunt sigur că îl știi că activează în zona imobiliară. Maurer. Simon Maurer, da. Da. Adică un om care împletește latura antreprenorială cu latura spirituală la un nivel la care nu mă așteptam și cu grijă pentru oameni, îl admir foarte tare. Da, are aceste lucruri. Da, este foarte, foarte... are un entuziasm conținut foarte bine magazinat în el. Da, confirm. Pentru Andy, care probabil că ne va urmări, îi mulțumim pe această cale că ne-aș pus împreună, că de fapt unul dintre canalele prin care am ajuns să ne cunoaștem este comunitatea lui Andy. Și ultima întrebare, Cristi, foarte straight. Europa, America sau Asia? Sau Africa? De trăit sau de călătorit? Răspunsul e da. Răspunsul e da. Îmi place Asia să călătoresc. N-am fost în Africa, de ce să zic. Nu îmi doresc să merg în Africa. Îmi place România să trăiesc. Îmi place să vizitez cât mai multe țări. În acest moment, cred că n-am fost decât în 32 de țări sau ceva de gen. Cam pe acolo sunt. Mai e vreo 170. Mai am. Am urmărit de curând niște videobloguri de la Hai Hui 2 și mi-au schimbat părerea despre Namibia. Am văzut și eu, făcut un tur de Namibia și întotdeauna putem să avem surprize pentru că E clar că nu trebuie să ne luăm de pe cine, după ce ne prezintă mass media, că ne prezintă doar anumite laturi. Foarte interesant. Sunt îndrăgostită iremediabil de Asia. Că e India, că e Thailanda, că e China. Și Vietnam. Mâncarea, n-am fost încă, urmează. Mâncarea, cultura locală, prietenia oamenilor, educația lor spre a fi prietenoși cu alții. Bine, și pe acolo sunt uscături. Dar vreau să trăiesc în România. Nu, n-aș emigra niciodată total. Îmi place, uite, spre exemplu, stau la țară și îmi place acum în această perioadă, fiind martie, da, și în februarie și iarna, îmi place să simt frigul ăsta de dimineață. Îmi place să ies în pijamale în curte și să simt geruiala asta. Și aerul ăla puternic. Exact. Da, da. Nu, sănătos așa. Da. Nu cred că aș putea să stau vreodată într-o zonă foarte caldă în care să nu mai simt frigul. Îmi place și căldura în egală măsură, dar îmi place să mă scald și în zăpadă. Cum te-am văzut pe tine că intră la băie la gheață. Da. Asta e un mix secret al meu. Îmi plac dușlere și îmi place mai nou. Am testat băile în gheață, efectiv, deci apă cu gheață în ea. Am reușit cel mai mult 3 minute, știu că multe voi poate reușiți mai mult, dar am tot făcut-o de atunci și este extraordinar efectul asupra corpului. Da. Te întinerește, la propriu. Cristi, mulțumesc foarte mult că ai fost cu noi astăzi. Eu îți mulțumesc pentru invitație. Spor să ai! Rămân cu această ultimă remarcă a ta, că îmi doresc să trăiesc în România. Cred că asta este o dovadă în plus că ceea ce facem noi români aici este și bine, nu e numai rău. Pentru cei dintre voi care credeți că România nu are speranță, iată-o aici la masă, da? Iată-ne aici la masă. Și sunt mulți alți români care fac lucruri bine făcute și care lasă mai departe o moștenire frumoasă societății noastre. Eu vă doresc tuturor care ne urmăriți să stați în România sau să reveniți în România, dacă nu pentru a locui, dacă locuiți departe și nu puteți, măcar investiți, pentru că sunt foarte multe oportunități aici. Extrem de multe. Total de acord. Extrem de multe și e păcat să nu le valorificați. Randamente pe care poți scoate o investiție în, știu, Franța, Germania, Elveția, sunt atât de mici și trebuie expertiză ca să le recunoști, versus atât de multe oportunități cu randamente mult mai mari și mult mai ușor de accesat și oameni care îi găsești destul de repede. Adică, interesant că România, deși sunt 20 de milioane de locuitori, băi, oamenii care să te poți conecta pentru diverse necesități comerciale, finanțare și mai departe, parteneriere, asociere și mai departe, bă, sunt ușor de accesat. Ușor și abordabil. Da, și abordabil, suntem ospitalieri, un mesaj pe LinkedIn e suficient sau un mesaj pe Facebook chiar poți să faci treaba asta. Așa că nu vă sfiiți. Cristi a reușit cu Mam Bricolaj, mam-bricolaj.ro, dacă vreți să accesați site-ul, să accesați produsele pe care le vinde. Și este o poveste frumoasă care e de-abia la început. Capital pentru extindere există. Că l-ați luat. Așteptăm noi investitori ca să mărim viteza de extindere. Da. Așa că, no, stați cu ochii pe noi, dați subscribe cei care încă nu ați dat și urmăriți-l pe Cristi Găvan și pe Mam Bricolaj în online, fie pe social media, unde are o comunitate destul de mare, fie pe site-ul mambricolaj.ro. Cristi, mult succes! Mulțumesc, Daniel! Toate bune să ai! Toate bune! Ceau!